Cum ar fi dacă de ziua ta tu ești cel care dăruiește cadouri? Cum ar fi dacă toate cadourile acestea le transforma în șanse la educație pentru copiii defavorizați din România? Conform Eurostat, 38% dintre copiii României se află în risc de sărăcie. Anul trecut, 380.000 de copii nu urmau nicio formă de învățământ. În prezent, 35,7% dintre copiii din România nu își pot continua studiile, fie pentru că școlile nu sunt dotate corespunzător și nu pot funcționa în condiții de siguranță, fie pentru că elevii care ar trebui să învețe online nu doar că nu au un dispozitiv pentru a accesa cursurile, dar mulți dintre ei nu au nici măcar curent electric. Sunt profesor și observ cum toate schimbările legislative realizate în ultimii ani. Au produs foarte multe instabilități în domeniul educațional. Pe lângă importanța pe care o are pentru formarea fiecăruia dintre noi, o educație de calitate este esențială pentru bunăstarea și prosperitatea unei națiuni. Eu cred că fiecare copil are dreptul la o astfel de educație, pentru că, în timp ce copiii reprezintă doar 19% din populația României, ei sunt, de fapt, 100% viitorul nostru. Tocmai de aceea. Te provoc ca de ziua ta să oferi în dar șanse la educație pentru copiii din România. Donează-ți ziua de naștere! Invitați prietenii să doneze de ziua ta pentru programele educaționale realizate de Salvați Copiii România, iar pentru fiecare dar primit de tine, câte un copil va fi mai fericit și va avea o șansă la educație. De ziua ta oferă o șansă la educație.